Hai, salut din nou! Sunt în garaj aici, la CF Moto. Vreau să montez niște accesorii pentru suspensie, nu știu, niște apărători sau ceva de genul. Deja am pus aici o dată, nu e la suspensie, era bulbar. Era un pic îndoit aici, așa l-am luat. Și am pus ăsta cu roșu pe față, care îmi place. Și am luat niște protecții, uitați aici, îmbrăcăminte, să zicem, pentru suspensie. Am apucat să pun una, cam așa se vede, super. O să filmez cum le pun și pe celelalte, vreau să schimb și becul de poziție, mi-am luat unul LED, să vedem dacă reușesc. Și cred că o să mai filmez când pun, vreau să-mi pun cârligul de remorcare înapoi. Hai să băgăm asta o dată. Se montează destul de ușor, zic eu. Deci ăsta vine. Uite aici o dată. Am vrut pe galben, dar cred că mai bine de pe roșu. Hai că nu intră aici. Ia să vedem. Unde? Vedem așa. Nu știu de ce nu intră. Hai, mă rog. Hai să punem momentan așa. Cam dă bătaie de cap ăsta. Au Sky aici. L-am luat de pe OLX. Cred că invers trebuie. Cred. Aici sus. Hai să vedem. Sunt aici cu Eric. Așa. Deci cam așa se vede din spate. Hai să montăm și pe față. Văd că nu au o dimensiune anume, ia să vedem. Sau cred că, da, habar nu știu. Din ce văd eu ar fi cam așa. Adică nu cred că e diferență față-spate, cred. Nu știu exact. Din ce văd eu ar fi cam la fel. Vedem. Hai să montăm și pe față. Pe față cred că e un pic mai dificil. Ia să vedem. No. Chiar mai ușor un pic. Foarte ușor pe față de montat. Învârtim așa. Da, super fain vine. Ziua. Uitați, cam așa e. Deci, am pus și alea. Cam așa se vede. Chiar de bine galben cu roșu. Super fain. Bun. Și aici, nu știu cât de bun ar să fie. Cât o să țin aici, dacă ți-ai rupt, dacă, nu știu. Vede, ăsta văd că atinge un pic aici. Nu știu din ce cauză, care nu ajută. Habar n-am. Vedem dacă va rezista sau nu. Hai să montăm și becul LED. Montăm și becul LED, avem aici LED-uri. Pac, pac. Hai să vedem. Aici o șurubelniță în cruce. Mamă. Cred că are mizerie aici de... Nu știu dacă se vede foarte bine.
ok. Am demontat ceva pe aici. Hai să vedem. Aha. A, e foarte ușor. De ce se căpăcelul ăsta? Era bine să-l fi șters cu ceva. Văd dacă am vreo cârpiță pe aici. Dacă tot l-am dat jos. Hai că am. Băgăm un pic de cârpă aici. Dacă tot l-am dat jos. A, uitați mizerie aici. Facem ca la carte. Așa, ia să vedem. Deci avem un bec de ăsta, o să vă arăt și vouă. Deci un bec de ăsta care vreți să schimbați. Ia, te duci sus, pui contactul. Pune contactul. Urcă-te și pune contactul. Ai pus? Uite acolo, în dreapta. Cheie, dai de cheie, de cheie, de cheie, în dreapta. De cheie, mă. Bun, mai dai. Mai de vedeți. Așa. Lasă așa. Lasă-l așa. Bun. Avem ajutoare. După cum se vede. Deci uitați și becul LED. Cum vine. Oprește un pic. Așa. Îl băgăm la loc. Ne chine un pic. Cred că doar atât. Bun. Așa. Are un șurubel. Ia-l, ia contactul. Deci, așa. Ia, pune. Da, e ok, se vede ceva. Bine, o să filmez noaptea, să vedem cum se vede. Acum bate foarte puțin, bate pe număr. Este și lumină și din cauza asta. Gata, oprește. Așa, deci vreau să montez și cârligul la loc. O, cam uzat ăsta aici. N-am tubulare. Așa. Deci să dăm cu un pic de vaselină și aici, că sunt praf. Au ruginit cât au stat. Hai să vedem acum. Așa. Să nimerim găurica. Așa, mâna, gata. O să rugini rău de tot. Nu prea ne-a plăcut mie la început, dar îl pun aici. Cred că mai protejează. Și am vrut să trag o dată pe cineva și mi-a legat după aici, după... și mi-e să nu rup altceva, așa leg de ăsta și gata. Nu știu dacă am pus bine camera și dacă vedeți ce fac aici. Deci cam gata, am pus și cârligul. Cam așa se vede. Și Eric acolo, ia, urcă-te pe cârlig să vedem câte kilograme ține. Ia. Bun, ține 500 de kg. Ia, cât ține pe el? Cât scrie aici? 150 de kilograme. E bine. Gata cu video ăsta. Deci cam așa se vede. Hai să vă arăt și pe spate. Îmi place și la număr. Trebuia ceva mai puternic, dar e ok, mie chiar îmi place. Am montat și cârligul. O să-mi cumpăr o remorcă.
mă apuc de treabă că nu se mai poate. Deci, cam atât. Ne vedem în următorul video. Cred că va fi cu seatul când montez distanțierii. Mi-am luat pentru față și pentru spate. Și, nu, o să zic mai multe acolo. Mi-am luat și un spoiler. Nu știu dacă o să filmez când o să-l pun, că nu știu dacă o să am timp. Dar o să-l vedeți montat, un spoiler pe față, pentru bara față și distanțierii. Haide, pa, ne auzim pe data viitoare.